Domnul Sorin a ajuns echipa aici în Botoșani pentru meciul amical de mâine cu tot cu echipa FC Botoșani. Cum a ajuns echipa și spuneți ce scopuri sunt puse? Păi ce să spun, am plecat pe vreme frumoasă și am ajuns pe zăpadă, așa că suntem curioși și noi să vedem cum va fi vremea mâine. Un meci interesant pentru noi, încercăm să dăm posibilitatea tuturor jucătorilor să joace și pentru cei care au jucat mai puțin, cei care au venit după accidente. Asta e principalul scop pentru care am făcut meciul ăsta, să putem să dăm minute din nou pentru toată lumea și așa să ne pregătim pentru ultimul meci de campionat. A venit un lot, da, așa mai experimental asta. O să joace toți cei care au venit? Cu siguranță, asta e obiectivul, să dăm minute tuturor. O să încercăm să combinăm echipele în așa fel încât să găsim un echilibru între toți jucătorii. Uh-huh. Echipa Botoșani acum este în campionatul României între ultimele echipe. Zimbur are o perioadă mai bună. Cum credeți, la ce nivele sunt aceste două echipe? Sunt la nivele diferite sau la nivele medii? Și eu sunt curios să văd lucrurile astea mâine. Așa, din afară e foarte greu să judec. Chiar sunt curios pentru mâine să vedem la care e nivelul nostru raportat la ce. Ce puteți să spuneți despre adversar, că știți mai multe despre această echipă? Da, e o chestie interesantă cu meciul de mâine. Meciul, când a fost ideea organizării meciului, l-am discutat cu fostul antrenor, care mi-e foarte bun prieten. Ca în cursul de astăzi, lucrurile să se schimbe și să mă reîntâlnesc aici cu un fost coleg și cu un prieten. Așa că, da, e o echipă care și-a găsit o identitate proprie în fotbalul românesc, au reușit să facă ceva rezultate în ultimul timp, au jucat cupele europene. Din păcate, trec printr-un moment foarte bun acum și ei suferă, încă rămân în lupta pentru obiectivele pe care le au pentru anul ăsta. Toate gândurile acum sunt pentru meciul cel cu Petru Cup, tot cel mai important pentru noi în acest la moment. E ultimul meci cel mai important. Prin prisma jocului cu Botoșani, ce scopuri aveți în plan de joc? În primul rând, am vrea mâine să vedem iarăși jucătorii care nu au reușit să aibă destule minute, să vedem ce care e forma jucătorilor la momentul ăsta, în așa fel încât să găsim, să zic așa, combinația cea mai bună între jucători pentru ultimul meci. E ultimul meci care va fi decisiv pentru trei campionatul, din păcate. Și meciul de mâine are chiar scopul ăsta să pregătească ultimul meci.